învățând de 13 ani din Vienna a dispărut de acasă. Familia este disperată după atâtea zile în care nu au primit niciun semn de la ei. Până vine, telefonul mobil al copilului a fost deschis, acesta răspunzând o singură dată și spunând că este la Dej. Familia i-a trimis zeci de SMS-uri care au rămas însă fără niciun semn. Data de 26.03 am fost sesizați de către mama minorului că acesta a dispărut de la domiciliu. În urma faptului că a lipsit de la școală o perioadă mai mare de timp și probabil fiind frică de urmările care le putea avea, a plecat de la domiciliu. Din verificările făcute rezultă că minorul este o fire mai retrasă, nu s-a confesat, nu am găsit până în prezent persoanele care să se fi confesat, prieteni sau alte cunoștințe, dar din datele pe care le aveam, s-a deplasat în municipiul Dej. Noi am demarat imediat activitățile specifice, am făcut căutările pe raza municipiului Gherla și zona de competență și de asemenea echipei am trimis împreună cu poliția din Dej, am căutat și pe raza municipiului Dej. Până în prezent nu a fost identificat. De asemenea, atunci, în data de 26, am luat măsuri de dare în urmărire generală, lucru care a fost informați toți polițiștii din țară și se fac căutări pentru identificarea acestuia. Cresc sau scad șansele de a fi găsit pe măsura trecerii timpului? A trecut, mâine este o săptămână de la dispariție. Crește posibilitatea identificării acestuia, întrucât el, unde s-a deplasat, va trebui să iasă probabil în oraș sau probabil va comite, neavând cu ce trăi, va încerca să sustragă dintr-un magazin ceva produse alimentare și eu zic că în timp scurt va fi identificat. Ce trebuie să facă cei care îl văd sau au impresia că îl recunosc după fotografiile publicate pe internet sau pe afișele puse pe stâlpi prin oraș? Să dea imediat telefon la 112 sau la poliția locală, dacă au un număr de telefon, și să anunțe, iar polițiștii în cel mai scurt timp vor identifica persoana și dacă este cazul minorului, va fi adus la domiciliu. Polițiștii continuă căutările în acest caz, cercetând orice pistă nouă apărută, în timp ce familia se roagă ca băiețelul să se